Cea de-a doua tranșă de vaccin împotriva COVID-19 a ajuns astăzi în România pe aeroporturile de la Otopeni, Timișoara și Cluj-Napoca. Cele peste 140.000 de doze au fost transportate la centrele de stocare. La Constanța, dozele au ajuns pe cale rutieră. Vaccinurile au fost transportate în condiții de siguranță, în containere speciale cu gheață carbonică și folie tanșă. Este acum stocat în ultracongelatoare la temperatură de minus 80 de grade, urmând ca ulterior, în baza solicitărilor DSP-urilor din județele arondate, vor fi distribuite pentru alocarea către centrele de vaccinare. Tranșa aceasta cuprinde un lot de 9 tăvițe. Aceste tăvițe, fiecare tăviță conține un număr de 975 de doze, deci în total un număr de 8775 de doze. Spitalul Militar Constanța deservește ca centru regional de stocare al vaccinului pentru 6 județe, Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea și Buzău. Este adevărat că acum au venit un număr, poate vi se pare mic de doze, după cum v-am observat, dar noi, în funcție de necesitate, putem solicita. Deci aceste vaccinuri pot sta la Spitalul Militar timp de 6 luni. Noi facem catagrafierea, da? Vreau să vă spun că până la momentul acesta numai pe cadre medicale avem 4200 la momentul ăsta. Acum, poate peste o oră sau două vom avea mai multe persoane. În permanență, numărul doritorilor este în continuă creștere. În județul Constanța, pentru cadrele medicale sunt alocate 10 centre de vaccinare, iar persoanele cu risc mare de îmbolnăvire au la dispoziție 17 astfel de centre. Avem Constanța cu două centre. Unul este chiar la Spitalul Militar Modular și unul va fi creat la pavilionul expozițional, unde vom avea 20, poate chiar să extindem până la 30 de cabinete. Dorim în acest fel să putem, într-un timp scurt, să reușim să vaccinăm cât mai multă lume. Vaccinul anti-COVID-19 poate rezista fără să sufere modificări 5 zile în frigider după decongelare și 2 ore la temperatura camerei. Procedura de vaccinare este identică cu cea unui vaccin antigripal și nu este deloc dureroasă. Un flacon de vaccin conține 5 doze și se diluează cu ser fiziologic. Până în prezent, la Constanța s-au vaccinat anti-COVID-19 120 de cadre medicale.